bun găsit, prieteni! Mai există oameni care fac lucruri extraordinare și în România. Este vorba despre un fermier care în județul Telorman a plantat numai puțin de 40.000 de copaci. O mică pădure în care omul și-a depus tot efortul și a plantat, vă spuneam, 40 de copaci. E bine, reacția celor de la Garda de Mediu nu a fost încurajatoare pentru acest fermier care este demn de lăudat, ci pentru faptul că el nu a depozitat cum trebuie pliculețele de erbicid și pentru că nu a anunțat autoritățile că își va erbicida singur zona respectivă, Garda de Mediu l-a amenințat cu 3.000 de lei. Așadar, noi în loc să încurajăm oamenii, găsim nod în papură și le dăm peste nas că au făcut un bine naturii. Practic, în România, foarte tare pe autorități, Garda de Mediu nu interesează să încurajeze astfel de eforturi din partea unor oameni care nu au niciun fel de câștig, ci pur și simplu își doresc să ofere o șansă mediului și să nu mai lase, iată, gunoaiele întinse, ba dimpotrivă, să nu facă grătare, ba dimpotrivă, să planteze păduri. Nu știu cine mai plantează în România astăzi păduri. Iată că autoritățile, Garda de Mediu, nu s-au arătat interesate, ba dimpotrivă, au dat un exemplu negativ, au spus așadar, dragi cetățeni, să nu cumva să mai faceți așa ceva, pentru că este posibil să luați chiar amendă. Pentru faptul că nu ați depozitat niște pliculețe cu erbicid unde trebuie. Da, poate că omul nici nu știa exact unde pot fi ele depozitate și poate că, zic eu, un astfel de detaliu este insignifiant și se putea trece cu vederea. Poate se putea da un avertisment, așa cum se întâmplă în multe alte situații în care există relații și cunoștințe. Poate că omul nu avea relații și cunoștințe și a făcut un bine naturii dezinteresat, n-a câștigat nimeni decât natura. Natura cum să-și poată ea lua singură apărarea. Ne revedem mâine dimineață. Care este părerea voastră, vă pup, dragii mei!